Voi citi pentru seara aceasta din Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 27 până la versetul 31 inclusiv. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: Ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: Facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: Vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, stimați prieteni, după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și în cântare, este potrivit acum toți cei prezenți aici, indiferent de confesiunea religioasă, de unde venim, să ne unim și să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, Făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Slăvim pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, și împreună onorăm pe Duhul Sfânt care ne cercetează inimile. Amin. Mă bucur să vă revăd după o perioadă de timp. Vă aduc salutări sfinte în numele Domnului Iisus din partea Bisericii Pentecostale Elim din Șcheia, Suceava, din partea Comunității Regionale Suceava, și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Doresc pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră ați venit să onorați Evanghelia, în urma pocăinței, la final, să vă onoreze Domnul, să ne onoreze Domnul cu mântuirea sa. Amin. Amin. Dragii mei, am citit un text din Evanghelia după Matei, capitolul 9, despre o vindecare ce a făcut-o Domnul Iisus, vindecarea a doi orbi. Fratele Alin spunea să slăvim pe Domnul care face minuni. Glorie lui în veci! Am observat că pe orbii aceștia Domnul i-a vindecat pe baza credinței lor. Și vreau în această seară să vorbesc despre credință. Dar nu orice fel de credință. Pentru că nu orice credință este mântuitoare. Nu orice credință ne duce în rai. Vreau mesajul din această seară să fie cu titlul acesta: O credință binecuvântată. O credință binecuvântată pe care Domnul o apreciază și o credință pe care Domnul la final o va răsplăti. Oare cum arată ea? Vedeți, orbii aceștia, când au aflat că Domnul trece prin cetatea lor, zice Scriptura, s-au luat după Iisus. Și în disperare au strigat: Ai milă de noi, fiul lui David.
Și se pare că nu s-au vindecat dintr-o dată la prima strigare. Domnul a continuat drumul și versetul următor ne spunea că a intrat într-o casă. Nu știm exact adresa unde a intrat, dar orbii aceștia s-au luat după el și au intrat în casa aceea. Probabil i-a condus cineva. Și uitați-vă ce le spune Domnul, versetul 28. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis. E subiectul din seara aceasta. Credeți că pot face lucrul acesta? Și acum ascultați cum răspund ei. N-au zis simplu da. Au zis da, Doamne, i-au răspuns ei. Și următorul verset urmează minunea. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră, și li s-au deschis ochii, slăvit să fie Domnul, amin. Amin. Facă-vi-se după credința voastră. Permiteți-mi să încep mesajul din această seară cu o întrebare. Dacă în dreptul dumitale s-ar spune în seara asta, facă-se după credința ta, e de bine sau de rău? Dacă s-ar spune în dreptul familiei tale, facă-se după credința ta, facă-se după credința familiei tale, e de bine sau de rău? Acum depinde ce credință ai. Dacă n-ai o credință corectă, centrată pe Evanghelie, și o credință falsă, bazată pe tradiții, pe datini, pe obiceiuri, dacă se spune în dreptul dumitale, facă-se după credința ta, s-ar putea să nu fie de bine. Uitați-vă, mai avem noi un verset în Scriptură care mai obișnuim să-l dăm ca și salut, dar la fel, să-l dăm cu prudență. A treia Ioan, versetul 2. Uitați-vă ce spune Scriptura aici, era adresat salutul către prea iubitul Gaiu, a treia Ioan, versetul 2. Nu mai spunem capitolul aici, că nu mai trebuie, e un singur capitol aici. A treia Ioan, epistola lui Ioan, versetul 2. Uitați-vă ce scrie aici. Prea iubitule. Și acum noi obișnuim să dăm versetul acesta ca și salut, și probabil l-ați auzit de multe ori, versetul acesta dat ca și salut. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Și acum atenție ce urmează. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. E de bine sau de rău? Să sporească sănătatea tot așa cum sporește sufletul tău. Sau dacă ar fi să vorbim specific, să zicem așa, să sporească sănătatea în anul 2024, cum a sporit sufletul în anul 2023. E de bine sau de rău? Mă, fiecare știe cum a sporit sufletul. Eu zic în această seară să ne dea Domnul celor prezenți aici, tuturor, o credință binecuvântată, să sporească sufletul și, dacă e voia lui Dumnezeu, să sporească și sănătatea. Amin. Amin. O credință binecuvântată. Cum arată această credință? Pentru că aș vrea să plecăm de aici cu ea. Și dacă ea pătrunde în inimă, să lăjuiește în inimă, să rămână acolo până la sfârșitul vieții și când se termină călătoria pe pământ și ne va scoate din lumea spațiului și a timpului, prin credință să putem ajunge în rai. Să zicem amin. Amin. Haideți să pornim la drum. Primul adevăr despre această credință binecuvântată este o credință care apelează la Domnul.
apelează la Domnul Iisus. Amin. Uitați-vă ce fac orbii aceștia. Când află că Domnul trece prin cetatea lor, recitez versetul 27 din Matei 9, zice, când a plecat de acolo, de unde a plecat? Plecase din Capernaum, de unde o înviase pe fiica lui Iair. Și acum trece prin cetatea lor și zice că s-au luat după Iisus doi orbi. Mie îmi place expresia asta. S-au luat după Iisus doi orbi. Și acum eu zic să se ia după el și făgetul. Amin. Să se ia după el România. Amin. S-au luat după el. Dar ce, n-au mai trecut și alții pe acolo? N-au mai trecut prin cetatea lor și alții lideri religioși? Numai Iisus? Uitați-vă, dragii mei, orbii aceștia s-au luat după Iisus, doar după Iisus, și au început să strige. Au zis și au strigat. Au zis și au crezut ei despre Iisus. Că cel ce trece prin cetatea lor nu era oricine. Ascultați cum strigă. Ai milă de noi, fiul lui David. Dar cine a fost David? Păi David a fost cel mai mare rege, cel a avut națiunea lui Israel. Nu vă surprinde rugăciunea lor? Niște oameni care trăiau în beznă, în întuneric, când Domnul trece prin cetatea lor, ei din întunericul în care își petreceau viața, au strigat, ai milă de noi, fiu de rege! Tu ești rege! Ce ziceți, prelații religioși au crezut că e rege? Păi de unde au zis? Se face pe sine fiul lui Dumnezeu. I-au zis lui Pilat, când Pilat a vrut să-i dea drumul lui Iisus, când a trebuit să țină cel mai greu proces din viața lui, el a declarat, n-am găsit nicio vină în el. Și se pare că diavolul a tras la țintă. Păi dacă dai drumul la omul acesta, nu ești prieten cu cezarul. Că noi avem un singur împărat. Noi avem împărat pe cezar. Că tare îl iubeau ei pe cezarul de la Roma. Care o cotropi țara. N-au crezut că e rege. Ei, uitați-vă, niște orbi s-au luat după Iisus și au făcut o declarație publică, să o știe toți, să o știe și istoria, că Iisus Hristos e rege. Declarăm și noi la făget în seara asta. Iisus Hristos e rege. Iisus Hristos e împăratul împăraților. Iisus Hristos e Domnul domnilor. Amin. Să ne bazăm credința pe El. Ajută-ne, Doamne. Când Domnul i-a întrebat, credeți că pot face lucrul ăsta? Că voi vreți să vă dau lumină, să vă dau vedere? Ei au zis, da, Doamne. Nu doar da. Au crezut orbii că Iisus e rege și au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să ne bazăm credința pe El. Amin. Dacă până în seara asta la credința ta ai mai adăugat pe cineva și ai crezut că poți să-ți bazezi credința și pe altcineva, ascultă-mă, dragul meu. Dacă vrei să ai o credință binecuvântată, credința binecuvântată apelează la Domnul și doar la Domnul. Amin. Pentru că românii se roagă la mult și la multe. Acum să nu vă supărați pe mine. Prieteni dragi, cel care merită închinarea și cel care merită lauda este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doar El a murit pentru noi, a înviat, e la dreapta Tatălui și e mijlocitor pentru noi în cer. Amin. Credința binecuvântată e credința care apelează la Domnul, se bazează pe numele Lui. Și dacă o să mă întrebați de ce, de ce nu mai adăugăm pe altcineva lângă El? De ce? Să nu mă înțelegeți greșit. Noi avem un respect pentru Sfinții lui Dumnezeu. Noi avem un respect deosebit pentru mama Domnului Iisus. Dar ascultați-mă, dragi creștini, singurul care iartă și mântuiește, ați cântat despre El, este Iisus Hristos. Amin. Amin. Și ca să ne corectăm credința, luăm două referințe biblice. Tare m-aș bucura dacă am putea spune împreună versetele astea. Poate ne corectăm credința în seara asta toți. Fapte, capitolul 4, versetul 12. De ce ne bazăm credința numai pe El? De ce apelăm doar la El? Uitați-vă de ce, dragi creștini. Hai să spunem împreună. În nimeni altul nu este mântuire,
că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Amin. Nu știu cum te-ai rugat până în seara asta, dar trebuie să ne corectăm și închinarea. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Folosim asta mult la timpul de rugăciune, dar vă spun, dragii mei, e potrivit acum, când vorbim despre credință. Noi trebuie să avem o credință centrată pe Evanghelie, centrată pe persoana lui Iisus Hristos. E primul adevăr la care ne oprim în această seară. E credința care apelează la Iisus și doar la Iisus. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și zicem toți amin. 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 Credința binecuvântată apelează la Domnul pentru că este singurul ce iartă și mântuiește. Al doilea adevăr. Credința binecuvântată este credința care acționează. Nu e credință statică. Probabil ați auzit expresia unde se duce toată lumea, am să mă duc și eu. Dar vrei dumneata unde merge toată lumea să mergi și dumneata? Păi dacă toată lumea se duce spre hău, spre pierzare, spre nenorocire eternă, spre penitență veșnică, spre iad, vrei să mergi și dumneata? Uitați-vă, în seara asta ne pune Domnul în fața Evangheliei ca să aflăm cum arată credința binecuvântată care la final de viață ne poate duce în rai. E bazată pe persoana lui Iisus și e credință care acționează. Orbi au acționat? Au acționat? Când Domnul a trecut prin cetate, i-au strigat, ai milă de noi, fiul lui David! Vreau să aduc o veste bună. În seara asta mai treci odată prin făget. N-ai vrea să strigi și în dreptul tău și al casei tale, ai milă de noi, fiul lui Dumnezeu. Oprește-te și în dreptul meu. Am viciile mele, am păcatele mele, de care nu mă pot elibera singur. Te rog în această seară, ai milă de mine, Doamne. E credința care acționează. Uitați-vă, dragii mei, m-am uitat în Scriptură și am observat un lucru. Dumnezeu onorează credința care acționează. Citim în Marcu, în capitolul 2, ce s-a întâmplat într-o zi în Capernaum când Iisus era la evangelizare într-o casă. Nu erau condiții ca și azi. Casa era plină la refuz. Și patru prieteni l-au luat, probabil pe vecinul lor, nici nu știu cine a fost, paralizat, în pat cum era, l-au luat așa să-l ducă la evangelizare. Au vrut să-l prezinte înaintea lui Iisus. Știți că oamenii ăștia au acționat prin credință și Iisus a onorat credința lor? Hristos onorează credința care acționează. Puteau să meargă singuri la evangelizare, să nu fie interesat de cel paralizat. Uitați-vă ce se întâmplă, ajung acolo, prezintă și evanghelistul Matei întâmplarea asta în același capitol unde suntem, Matei capitolul 9, uitați-vă, zice Scriptura de la versetul 2 așa, credința care acționează. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. De multă vreme. Iisus le-a văzut credința. A cui credință? A celor patru care l-au adus. Vă imaginați, ei ajung acolo, evanghelistul Marcu zice că au desfăcut acoperișul, l-au coborât pe slăbănog înaintea lui Iisus și Iisus le-a văzut credința. Vă imaginați momentul? Vin cu patul acela, așa să nu vă imaginați un pat cum avem noi azi sau... Cum ați mai văzut prin America cei care ați fost. Era un fel de targă. Că au reușit să-l ducă cei patru pe slăbănog. Uitați-vă ce spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului. Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Acum iau să vă spun ceva. Sunt convins că și slăbănogul a crezut. Pentru că i-a zis omului de pe targă, îndrăznește, acum e și problema ta. Se uită la cei de pe acoperiș
și le vede credința și o apreciază. Se uită și la cel de pe targă. Cu acceptat să fie adus în prezența lui Iisus. O acceptat să fie dus acolo. Doamne, mărește-ne credința. Amin. Și dă-ne credință care acționează. Amin. Se uită la cei de pe acoperiș și ce le-a văzut credința. Când am citit versetul ăsta, m-am întrebat ceva. Dar oare credința se vede? Dumneavoastră în seara asta vedeți ce credință am eu în inimă. Așa că nu vedeți. Nici eu nu pot să văd ce credință aveți voi. Dar vă spun ceva. E cineva care vede credința. Și acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El vede credința. Și dacă e o credință bună, slăvit să fie Domnul. Dacă e o credință greșită, s-o corectăm în seara asta. Ajută-ne, Doamne! Uitați-vă, Domnul onorează credința care acționează. Uitați-vă ce se întâmplă în casa aceea. Când le-a văzut credința, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Curios, oamenii religioși din casă, unii din cărturari, nu toți, n-au crezut. Cum poate să vorbească omul acesta astfel, zice versetul 3, iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Pentru că știau ceva din lege. Știți ce știau din lege? Știau din lege ceva bine, că unul singur iartă și acesta e Dumnezeu. Asta știau bine. Ei au văzut în Iisus doar un simplu om. Ei n-au realizat că e Dumnezeu. Știți care a fost greșeala mare? Ei n-au înțeles că în casa din Capernaum era prezent Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că era unul care putea ierta păcatele. Ei după lege știau că Dumnezeu iartă. Dar ascultați ce urmează. Credința care acționează a adus și iertarea și vindecarea. Doamne, dă-ne această credință tuturor. Hulește. Cum poate să vorbească omul acesta astfel? Versetul 4. Iisus, care le cunoștea gândurile, știe și gândurile noastre în seara asta. Tot ce gândim acum. Tot ce am gândit când a venit pe drum până aici. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Facem un exercițiu de rațiune, zice Domnul. Ce este mai lesne? Adică ce-i mai ușor? Am observat că voi nu credeți că l-am iertat de păcate și de verificat nu puteți verifica. Dar facem o probă practică. Să fiți convinși cei din casă că eu pot ierta, zice Iisus. Ce-i mai lesne? Ce-i mai ușor? A zice iertate sunt păcatele? Sau a zice scoală-te și umblă? Dumneavoastră ce ați fi răspuns la întrebarea asta? Așa e că e greu de răspuns. Ce-i mai lesne, zice Domnul, a zice slăbănogului, iertate-ți sunt păcatele. Ei, dacă ziceau ei, iertate-ți sunt păcatele, atunci nu-i ușor de zis, pentru că asta poate să o zică numai Dumnezeu. Și noi, dacă nu suntem Dumnezei, înseamnă că nu putem zice asta. Dacă ar fi zis, oi, mai lesne, a zice, ridică-te de pe pat, de pe targă și începe să alergi. Putea să zică, Domnul, vindecați-l voi. Dacă asta e ușor. Păi nu era ușor să răspunzi la întrebare. Domnul a vrut să demonstreze acolo că este Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, oameni buni, ca să știți, au zis ce urmează, dar ca să știți, să fiți convinși, să credeți ce v-am spus la început, că iert păcatele, că asta nu credeți voi. Dar ca să știți că Fiul omului are putere, nu după mormânt, nu după cimitir, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, fac pentru nenorocitul ăsta ce ați vrut voi, că de asta ați venit de acasă. Voi n-ați venit de acasă să-l iert de păcate. Voi ați venit de acasă să-i dau picioare tari. De asta ați venit voi de acasă. Dar ascultați-mă, dragi prieteni, prioritatea are sufletul și apoi trupul. Mai întâi iertarea și apoi vindecarea. Eu vă spun, dragii mei, cea mai mare minune pe care o poate face Domnul între noi, aici, la Făget, nu-i să vindece pe cineva de cancer. Poate cineva o să mă contrazică. Omul ăla care e vindecat de cancer, peste câțiva ani se va bolnăvi de nou și va muri. Sunteți de acord? Cea mai mare minune este să ne ierte păcatele, să ne scrie numele în cartea vieții, că asta e o minune pentru veșnicie.
Și Domnul zis, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, se uită la cel de pe targă și îi zice, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul a plecat de acasă. Au crezut că l-au vindecat de paralizie, nu? Păi cum să nu crezi, că era vizibil. Păi nenorocitul ăsta a fost adus la evanghelizare prin acoperiș și a plecat acasă pe ușă. A fost adus prin acoperiș și a plecat de la evanghelizare pe ușă. Cum să nu crezi într-o asemenea minune? Dar Domnul a zis, dacă voi credeți că l-am ridicat de pe targă, să credeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și iert păcatele. Doamne, dă-ne o credință care acționează. Amin. O credință care acționează, o onorează Dumnezeu. Amin. Cum arată o credință binecuvântată? Este o credință care apelează la Domnul. Se bazează pe numele Lui. Că doar în numele Lui e mântuire și doar prin El suntem iertați. E singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Amin. O credință binecuvântată e o credință care acționează. Ai milă de mine, Doamne! Și Domnul e gata să se oprească în dreptul tău și în dreptul casei tale. Amin. În al treilea rând, s-ar putea să nu ne placă. O credință binecuvântată este o credință personală și nu națională. Iubiți creștini, nu există credință națională. Există credință personală. Orbi ăștia nu o trimis pe cineva la Domnul. Mă, mergeți careva și spuneți și de nenorocirea noastră. Condiția noastră e diferită de a celorlalți oameni. Dacă alții pot să vadă pomi, noi nu vedem. Dacă alții pot să vadă flori, noi nu vedem. Simțim mirosul când mergem pe cărare. Puneți o vorbă la Iisus. Nu, nu. Au venit personal la Domnul și au zis, ai milă de noi, Fiul lui David. Amin. Nu te mântuiește pe baza credinței naționale. Nu te mântuiește pe baza credinței strămoșești. Te mântuiește pe baza credinței personale. Amin. Amin. Slavă Lui în veci. Haideți să vedem cum arată credința personală. Versetele astea le învățăm cu cei ce se botează. Bine ar fi să le știe toți pe din afară în seara asta. Romani, capitolul 10, versetul 9 și versetul 10. Pavel a scris călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei. Uitați-vă, credința personală. Asta e credința care mântuiește. Dacă mărturisești, ești cu gura ta și nu altcineva pentru tine. Dacă mărturisești, ești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Amin. Amin. Și următorul verset. Căci prin credință din inimă, a, nu-i credință națională, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Amin. Fac o precizare. De aceea botezăm oameni mari. Noi am înțeles după Scriptură, dragi prieteni, că botezul nou testamental este un act ce trebuie să fie împlinit la maturitate. Porunca despre botez a dat-o Iisus după înviere pentru oameni mari. Mai fac o precizare aici. În primele 3 secole de creștinism, în primii 300 de ani, rețineți, nu s-a botezat niciun prunc. Botezul pruncilor a fost băgat în creștinism spre sfârșitul secolului 3 și pe arii extinse în secolul 4. Dacă veți citi în cartea asta, nu veți găsi nicăieri că a fost botezat vreun prunc. Credința trebuie să fie personală, botezul trebuie să fie la maturitate, pentru că un botez valabil trebuie să fie precedat de credință. Ascultați porunca ce a dat-o Hristos. Vreau să vă spun că porunca asta a revoluționat lumea, a împărțit-o în două, între creștini și necreștini. Cine vrea să aibă o credință binecuvântată, trebuie să împlinească această poruncă așa cum e scrisă ea. Matei, capitolul 28.
Uitați-vă ce spune Scriptura. Este după înviere, Domnul Iisus urma să se înalțe la cer, mai are o întâlnire cu ucenicii săi și apoi de pe muntele Măslinilor se va înălța, un nor îl învăluie și pleacă. Și au zis ce poruncă a lăsat. Porunca de botez este pentru oameni mari care pot să încheie legământ cu Domnul la maturitate, mărturisind credința personală. Ascultați ce scrie aici. Matei 28, versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, de ucenici. A vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. O are și acum. Amin. Și acum porunca pentru botez. N-am inventat noi, e scris aici. Ăsta e originalul. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Prima dată faci ucenici, după aia botez. Și acum eu vă întreb, meseriașii din Făget, faceți ucenici din copilașii ăștia? Poți face ucenici din oameni mari. Porunca de botez este pentru oameni mari. Faceți ucenici din toate neamurile, după ce ați făcut ucenici și ei ascultă, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum ascultați ce urmează. Învățați-i că sunt oameni mari și înțeleg. E clar că e personal, e clar că e pentru oameni mari. Și învățați-i că ei înțeleg. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, scrie amin. Zicem și noi amin. Amin. Înseamnă că vrem să împlinim așa cum e scris. Ajută-ne, Doamne! Amin. Ajută-ne, Doamne! Amin. Credința binecuvântată e credință bazată pe persoana lui Iisus Hristos. Amin. Amin! E credință care acționează. Ai milă de mine, Doamne! Amin! Amin. E credință personală. Amin. Amin! Și trebuie să mai spunem ceva. Ați cântat în seara asta. E credință bazată pe har. Amin. Amin. Nu-i pe ce facem noi, e pe ce a făcut El. Nu-i bazată pe faptele noastre, e bazată pe faptele Lui. Și faptele Lui înseamnă crucea de la Calvar. Înseamnă jertfa unde ne-a locuit în moarte. Glorie Lui în veci. Glorie Lui în veci. Pentru faptele bune făcute în credință ne va răsplăti în ziua răsplătirilor eterne. Dar mântuirea este prin har, prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Doamne, mulțumim pentru darul Tău. Nu-i pe ce facem noi. Haideți să citim. Uitați-vă ce spune Scriptura. Aduc în atenție acum epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, de la versetul 4, ascultați ce scrie aici. E credință bazată pe faptele lui, pe jertfa lui, nu-i pe ce facem noi. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Că nu ne putem mântui singuri. El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și acum atenție, pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, calculați că nu suntem noi prin eforturi personale. Socotiți neprihăniți, calculați prin credința în jertfa lui Hristos, socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice, că asta vrem, Doamne. Amin. Credința binecuvântată este credința bazată pe har. Nu-i pe ce facem noi. Vin unii și zic, dar nu mai trebuie să adăugăm ceva din vechiul așezământ, din vechea lege. Ce ziceți? Mai trebuie adăuga ceva? S-a făcut Hristos totul pe deplin. În El avem totul de plin. Amin. Amin. Și aici aș vrea să avem în atenție Romani, capitolul 3, versetul 28, și apoi Galateni, capitolul 2, versetul 16. Pentru că noi, auziți ce zice Pavel, pentru că noi credem, și noi credem la fel, că omul este socotit neprihănit prin credință, citiți dumneavoastră, fără faptele legii.
Galatenii, capitolul 2, versetul 16. Unii zic, mai trebuie pus ceva, frate. Dragii mei, a venit Hristos prin moarte și înviere să simplifice drumul mântuirii noastre. Și nu mai este nevoie de jertfe de animale și nu mai este nevoie de jertfele din Vechiul Testament. Hristos a plătit odată pentru totdeauna la Calvar. Și cine crede în jertfa Lui poate fi mântuit. Amin. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Auziți ce urmează? Ci numai, nu mai pot să adaug nimic, ci numai prin credința în Iisus Hristos am crezut și noi în Hristos Iisus, cei dintre neamuri și românii. Am crezut și noi în Hristos Iisus. De ce? Uitați-vă, se repetă. Ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni, auziți, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, ci prin jertfa lui Hristos. Mulțumim, Doamne, că ai murit pentru noi la cruce. Mulțumim, Doamne, pentru sângele vărsat. Amin. Amin. E credință bazată pe har, nu-i pe ce facem noi. După ce ne-am mântuit, după ce credința asta a pătruns în inimă, ascultați-mă, urmează și faptele bune. Asta e dovada că avem o credință vie. Amin? Dar după ce ne-am mântuit. Uitați-vă ce zice Pavel. Efeseni, capitolul 2, Efeseni, capitolul 2, versetul 10. După ce ne-am mântuit, acolo zice, nu prin fapte să nu se laude nimeni, prin har ați fost mântuiți, prin credință, dar auziți ce urmează, după ce te-am mântuit. Căci noi suntem lucrarea Lui, am devenit lucrarea Lui, prin credință. Și am fost zidiți în Hristos Iisus, și acum urmează și fapte bune. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, să nu ne înșelăm, dragii mei. Că trăim o viață de mizerie, o viață de păcat, facem fapte bune, se compensează într-un fel, se laudă unii că dau un milion la muntele Athos, ne absolvă de vină și ne primește în paradis. Nu-i chiar așa? Mai întâi absolviți de vină prin credința în Hristos, apoi fapte bune după ce l-ai cunoscut pe Cel ce este bun și în ziua răsplătirilor El te va răsplăti pentru orice fapte bune, lăudat să fie Domnul. Pentru un pahar de apă ce l-ai dat în numele Domnului, aici în Făget sau la spitalul din Timișoara, că ai dat o haină în prag de iarnă unui nenorocit, sunt fapte făcute în credință pe care Domnul le va răsplăti. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Cum arată credința binecuvântată? E o credință care apelează la Iisus. Amin! Este o credință care acționează. Ai milă de noi, Doamne! E o credință personală și nu națională. Amin. Amin. E o credință bazată pe har. Amin. Amin. Și mai spun un adevăr ca să ne verificăm în seara asta dacă o avem sau nu. Fiecare ar trebui să se întrebe în dreptul lui, oare eu am această credință? Dacă noaptea asta ți-ar da semnalul că trebuie să pleci, oare cine va fi următorul din biserică, frate Alin, după sora Ana? Știți? Așa e că nu știm. Dar așa e că întotdeauna este și următorul. Întotdeauna este și următorul. Nu știi când pleci din această lume. Am venit unii după alții și plecând de aici când unii, când alții. Dacă în noaptea asta ar fi finalul vieții tale, cu credința ce o ai, unde te duci? În rai sau în iad? Cu credința care o ai, vei fi în prezența lui Hristos sau vei fi în nenorocire eternă? Doamne, dă-ne tuturor o credință mântuitoare. De unde pot să știu dacă o am? Dragii mei, spun ultimul adevăr în seara aceasta. Credința binecuvântată întotdeauna schimbă viața. Amin. Credința binecuvântată întotdeauna schimbă viața. Amin. Amin. Dacă nu-i viață schimbată, e credință falsă. Trebuie să schimbi dumneata credința. A doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, că asta e credință binecuvântată, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Dar ce e nou?
Ne dă o gândire nouă. Amin. Nu asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții. Știți de ce nu se întorc oamenii la Domnul? De ce nu vin oamenii la pocăință? Problema e mintea. Când Duhul Sfânt pătrunde în inima unui om, când credința mântuitoare pătrunde în inimă, dragi creștini, se schimbă gândirea, îți dă o gândire nouă. Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel. A doua Corinteni, suntem în capitolul 4, versetul 3 și versetul 4. E nevoie de o înnoire a minții. Pentru că ascultați-mă, dragi creștini, noi suntem produsul a ceea ce gândim. Noi devenim ceea ce gândim. De aceea e nevoie prin pocăință de o minte nouă. A doua Corinteni, capitolul 4, versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, e acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce? Gândirea e problemă. Prin pocăință se schimbă mintea. A căror minte necredincioasă, că de credință vorbim, a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Când ne întoarcem la Domnul prin pocăință, se schimbă mintea. Se noiește mintea. Auziți ce zice Pavel? Efeseni, capitolul 4, zice Scriptura de la versetul 23 așa. Și să vă înnoiți. Cum să ne înnoim? Ce să ne înnoim? Hainele? Pantofii? Să vă înnoiți în duhul minții voastre, că de acolo pleacă tot. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Amin. Amin. Se schimbă mintea. Amin. Apoi se schimbă vorbirea. Credeți că se schimbă vorbirea? Auziți ce scrie aici? Versetul următor, versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădularele unii altora. Versetul 29. Acum fiecare se poate verifica să vadă, are credința binecuvântată sau nu. E în funcție de cine conduce mintea. Mintea e condusă de Dumnezeul viacului acestuia, de Satana, sau e condusă de Duhul Sfânt? Aici e etalonul după care vedem dacă suntem în credința binecuvântată sau nu. Apoi se schimbă vorbirea, versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Doamne, schimbă-ne vorbirea în seara asta prin credință. O gândire nouă, o vorbire nouă, o umblare nouă. Așa-i? Nu mai umblăm pe căile permisive ale păcatului, pe căile alese de inima ta, cum scrie în Eclesiastul 11:9, ci umblăm pe calea neprihănirii ce a trasat-o Hristos, că ele calea de adevăr și viață. Și mai pune noi și o nădejde nouă. Știți care? Hristos în voi, nădejdea slavei. Lăudat să fie numele Lui în veci. Lăudat să fie numele Lui în veci. Dragii mei, dacă viața continuă să fie o viață de păcat, ascultați-mă bine, indiferent cum se cheamă religia, că este cult tradițional sau nou protestant, ascultați-mă bine, dacă sunt aceleași frământări, aceleași păcate, dacă din curvar ai devenit prea curvar, din bețiv mai mare bețiv, aceleași păcate și te zbați în aceeași viață mizeră, nu-i credința adevărată. Fie astăzi o zi de cercetare la Făget. Și în inimile noastre să pătrundă credința binecuvântată, credința mântuitoare. Să știți, nu ne-a adunat la evanghelizare în seara asta să ne arate obrazul. Să ne spună, Domnul, ai făcut asta, ai făcut asta, ai gândit așa, ai vorbit așa. Ne-a adunat aici la evanghelizare să ne mai spună încă o dată, că s-a spus și prin vers de cântare. Încă mai este har! Doamne, mulțumim pentru harul Tău, că L-ai prelungit în istorie să ajungă până la noi, să ajungă și la Făget. Credeți că Domnul mai poate schimba prin credință vieți în Făget? Dumnezeu să se îndure și să privească cu milă spre noi. Ascultați-mă, dragi creștini, mai este o șansă și șansa noastră este Fiul lui Dumnezeu. Să nu alergăm în altă parte, ci să ne bazăm credința pe Scriptură. Credința binecuvântată, repet, e o credință bazată pe persoana lui Iisus, singurul care iartă și mântuiește. Și zicem amin. E credința care acționează. Ai milă de mine, Doamne. E credința personală. Amin. E credința bazată pe har și este credința care întotdeauna ne schimbă viața. Amin.
Hristos a făcut totul pentru salvarea noastră, dar trebuie să vrem și noi. Trebuie să vrem și noi. Ascultați-mă, în final vă spun ceva. Nu duce Domnul pe nimeni cu forța în rai. A făcut totul pentru mântuirea noastră, El stă cu brațul întins spre noi și vrea să ne salveze. Trebuie să vrem și noi. Citeam o relatare în anul 1871. În Statele Unite ale Americii, în Pennsylvania, un bărbat pe nume George Wilson a fost condamnat la pedeapsa capitală pentru că a jefuit poșta și a omorât cu cruzime un om. Curtea Supremă a scris la data respectivă condamnarea prin pedeapsa capitală. Dar s-a întâmplat ceva. Președintele de atunci a Statelor Unite ale Americii a emis un act de grațiere. O face rar, dar din când în când o face. Gândindu-se la bărbatul acela care era încă tânăr, i-a scris actul de grațiere. Când actul de grațiere a venit la comandantul închisorii și l-a citit, comandantul l-a chemat pe condamnat și i-a spus așa: George Wilson, tu ai șansă la viață, tu nu mai trebuie să mori. Președintele a scris pentru tine actul de grațiere, dar s-a întâmplat ceva care nu s-a mai repetat vreodată în America. Condamnatul a refuzat grațierea și a zis: luați actul acesta și hârtia aceasta din fața ochilor mei. N-am nevoie de nicio grațiere. Judecătorul suprem trebuia să dea o rezoluție. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și în cele din urmă a scris așa: actul de grațiere e o hârtie. Intră în vigoare atunci când condamnatul acceptă grațierea. Pentru că George Wilson refuză grațierea, va fi condamnat la moarte. În ziua execuției era liniște de plină și dintr-o dată s-a auzit o voce dintre apropiații acestui bărbat: George Wilson nu moare azi pentru că a jefuit poșta și nici că a omorât acel om. Moare pentru că a refuzat actul grațierii. Frașii și surori, prieteni dragi, călătorii de pe podul acestui pământ, cu 2000 de ani în urmă la Calvar, s-a emis un act de grațiere pe care Hristos l-a parafat cu sânge. Când s-a rugat și a zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, eliberează-i, fă-i liber, Doamne! Dar foarte mulți oameni refuză actul grațierii. A acceptat grațierea un tâlhar care a zis: când vei veni în împărăția ta, eu cred că ești rege, că nu termini totul aici. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta, când s-au citit cărțile acelea. Adu-ți aminte și de mine. Știți că Domnul i-a dat mai mult decât a cerut el? I-a spus: noi de azi nu ne mai despărțim niciodată. Astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Cine primește actul grațierii poate fi iertat. Dumnezeu să privească cu îndurare spre cei prezenți aici și pentru că încă este har, îi mulțumim. Vă invit să stăm ridicați pentru rugăciune, să-i mulțumim pentru harul său și fiecare în dreptul lui și în dreptul familiei lui. Am o provocare, spuneți în rugăciune: Doamne, fă ca această credință binecuvântată să pătrundă și în inima mea, să pătrundă și în casa mea, Doamne, pentru că vreau să am parte de bucuria sfinților în lumină. Așa să ne ajute Dumnezeu, să ne rugăm.